Părinții au un mare păcat care blestemă copiii, ferească Dumnezeu, care dă urâtului, diavolului, copiii. Până la copilul cel micuț, dacă te uiți bine la el, el deja de la 6-7 ani îl înjură pe Dumnezeu, înjură Sfânta Cruce, Paștele, pe Hristos, Evanghelia, tămâia. Iată formare, copil născut într-o familie necredincioasă, să-și bată părinții. Am avut, iată că am îmbătrânit să spun, atâția ani când sunt aici, să văd părinți cu coastele rupte, bătuți, călcați în picioare, de copiii care au născut și crescut. Oare poate să moară acest copil? Umbra lui Dumnezeu, ca să dai tu mama și tata care te-a născut. Am avut mamă bătută de copilul ei, care a venit să roage pentru copilul ei, ca nu cumva, fără să pronunțe un cuvânt de blestem, să cadă blestemul trimis de Dumnezeu asupra copilului, cu lacrimi, că până la urmă știm că blestemul căzut de la văduvă, mamă, preot, arhiereu. Al nouălea neam rămâne asupra ta, asupra familiei. Așa că vă rog în numele Dumnezeu și v-am mai rugat, cei care considerați că v-ați supărat părinții, până nu-i prea târziu să te duci să plângi la crucea, la mormântul mamei sau tatălui, să te duci la un duhovnic iscusit cu mama, cu tata de mânuță, întâi să faci metanie în fața lor, să le săruți mâinile, să cer binecuvântare. Mamă, dezleagă-mă de păcatele care le-am făcut și te-am chinuit și te-am supărat și te-am amărât. Și le simți o ușurare, o slobozire. Și apoi, în genunchi la duhovnic, ca nu cumva ferească Dumnezeu, din neatenție, necredință, să plece în mormânt și tu să rămâi cu blestemul asupra ta, că rămâne asupra copiilor. Așa că grijă mare cum vă educați copilași. Începând de acum, fericiți și binecuvântați sunt părinții care vin cu copiii la Sfânta Liturghie, de mic copil, formându-l, învățându-l, spovedind, împărtășind timp.